Noi ne-am obișnuit să ne împărtășim emoțiile cu animalele noastre de companie și acestea nu ezită să se bucure cu noi sau să ne sprijine atunci când ne este trist. Dar uneori animalele sunt gata și de mai multe, să protejeze proprietatea stăpânului sau chiar să-i salveze viața. Vă propun o selecție de momente emoționante atunci când animalele n-au fost indiferente și au ajutat oamenii. Așa că puneți un like și să începem! Câinele încearcă din răsputeri să salveze un pește de la moarte. Uimitor, dar câinele înțelege că pentru a trăi, peștele are nevoie de apă. Păcat că eforturile lui n-au fost îndeajuns. Câinele era gata să apere casa stăpânului său de la orice pericol, chiar și atunci când o cobră otrăvitoare a ajuns în curtea lui. Când femeia a decis să-și spele părul în râu, elefantul avea grijă ca ea să nu cadă și să înnoia curentul. S-a calmat doar atunci când a adus-o într-un loc sigur, pe mal. Urșii polari, ca oricare alt animal, își fac griji pentru urmașii lor. Când ursoaica a venit la casa unui om în căutarea hrănii, împreună cu puii săi, a întâlnit trei. Fiecare dintre aceste animale apăra ceea ce e mai scump pentru el, ursul puii, iar câinii, casa stăpânului. Nu doar câinii ajută oamenii cu dizabilități. Acest cal a văzut că stăpânul ei a căzut și imediat l-a ajutat să se ridice. Uimitor, dar calul îl ajută în multe, chiar îi aduce și lemne pentru foc. Fata a călcat pe coada pisicii. Ea a decis să se răzbune, dar în acel moment o altă pisică a împiedicat-o să facă asta. Stăpânul acestui câine a consumat cam mult alcool și n-a ajuns acasă, dar chiar și așa comportament nu l-a oprit pe câine să-l apere. Tipul a încercat să fure un scooter, dar a fost observat de câinele proprietarului. Coțul sigur nu s-a așteptat că se va întâlni cu un paznic patruped, de aia a decis să o ia la fugă. Câțiva coioți au decis să atace un om, dar câinii nu-i permit așa ceva. Coioților le rămânea doar să fugă cu coada între picioare. Puiul de elefant a căzut în apă și a început să se înnece. Dar oare părinții lui aveau să permită ca așa ceva să se întâmple? Uitați-vă cum s-au repezit în apă și l-au salvat. Acest câine este un adevărat erou, căci a reușit să salveze bicicleta stăpânului de hoți. Stăpânul acestui câine s-a prefăcut că se înneacă și a fost foarte fericit când patrupedul lui s-a repezit să-l salveze. Golden Retriever e o rasă de câini foarte deștepți și bun la inimă. Acest patruped știe cum să salveze viața peștelor, așa că i-a luat și i-a pus cu grijă în apă. De obicei, ca paznici sunt folosiți câinii mari, dar cei mici își fac treaba numai rău. Iată dovada! Doi bărbați erau urmăriți de o vulpe sălbatică. Câinele lor a reacționat instantaneu. De la început, vulpea a încercat să atace câinele, dar a înțeles că această luptă nu se va termina bine pentru ea. În aceste imagini vedem un câine vagabond cum a salvat o femeie de la un jaf. Observând că ceva nu e în regulă, câinele s-a repezit spre tâlhar și acesta a fost nevoit să fugă. Nu degeaba câinii sunt considerați cei mai buni prieteni ai omului, pentru că ei într-adevăr simt când ajutorul lor este necesar. Un băiat și o fată au fost atacați de un câine vagabond agresiv. Rottweilerul lor s-a repezit să-i apere. Oamenii sunt foarte norocoși că au un apărător atât de neînfricat. Cât copilul stăpânelor acestor câini dormea în casă, pe terenul de joacă a apărut o cobră. Câinii au riscat cu viața pentru a nu lăsa șarpele să muște copilul. Uitați-vă ce bine le iese să lucreze în echipă! Probabil că nici n-ați bănuit că porcii pot înota. Când iedul se înneca în ajutor, i-a venit un porcușor. A reușit să-l salveze și pare o situație incredibilă.
doi pești aurii au ajuns pe podeaua fără apă. Atunci un Golden Retriever i-a luat încet în gură și i-a mutat în farfuria lui cu apă. Au avut noroc că pe alături s-a găsit un câine atât de deștept și grijuliu. O maimuță a auzit scâncetul unui motănel. S-a dovedit că micuțul a căzut în fântână și nu putea să iasă de acolo. Maimuța a sărit la el, l-a îmbrățișat și a reușit să-l scoată. Două pisici nu puteau împărți teritoriul și erau pe cale să se lupte, dar câinele, prietenul cel mai bun al uneia dintre pisici, a decis să o ia din mijlocul furtunii cât încă nu e târziu. Se consideră că între câini și pisici nu poate exista prietenie, dar atunci când pisica era urmărită de vulpe, câinele vecinului a intervenit și a speriat animalul sălbatic cu lătratul său. Cu așa paznici ca ăștia doi, poți nici să nu-ți faci griji de hoți. Sigur nu vor permite ca asta să se întâmple. Câinele a observat în apă un om și s-a repezit să-l salveze când a înțeles că se înneacă. Uimitor, dar câinele a reușit să-l scoată din apă și să-i salveze viața. Părinții acestei micuțe sunt norocoși că au așa pisică. E o bonă adevărată pentru fetiță. Are grijă să nu cadă de pe pat, o împinge spre un loc mai sigur și nu-i permite să se apropie de margine. Când vacile au înconjurat-o pe micuță, ea nu s-a speriat deloc. Alături era prietenul și salvatorul ei credincios. Doi câini curajoși își protejau casa de acest șarpe. Chiar și cel mai mic nu s-a speriat de reptilă. Bărbatul a fost grav rănit, iar patrupedul lui i-a salvat viața, fiindcă a mers la vecini după ajutor. Chiar și atunci când ajutorul a fost pe loc, câinele își făcea griji și nu voia să se despartă de stăpânul său. Doar priviți cât de emoționante sunt aceste momente. Un copil se plimba fără griji cu câinele său. Peste câteva secunde, acesta a observat un câine vagabond care voia să-l atace pe copil. Patrupedul s-a speriat, l-a împins pe băiețel ca să-l poată proteja. Această familie poate să se mândrească de eroul lor. Când un șarpe a apărut în curtea din spatea casei, doi dobermani au început să-și păzească teritoriul. Unul dintre ei a apucat reptila și a început să o sfâșie. Acum nu mai prezintă pericol pentru proprietarii lor. Vulpea a atacat un câine mare care s-a speriat de ea, dar dintr-o dată tovarșul patrupedului a venit în ajutor. Împreună au reușit să alunge vulpea. Datorită prietenului său patruped, acest bărbat poate să se deplaseze fără probleme pe străzile orașului. Câinele îl urmează peste tot pe stăpânul său, împingându-i căruciorul. Câinii fără dubii sunt cele mai bune ajutoare pentru oamenii cu dizabilități. De exemplu, câinele pe nume Magnus îl însoțește mereu pe stăpânul său de 80 de ani. El îi împinge căruciorul și are grijă la trafic. Vulpea a încercat să pătrundă la găini, dar câinii au observat asta. Roșcata era atât de speriată de ei că a reușit să sară chiar și așa gardă înalt. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!